are 30 de ani, este absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport, este candidat pentru funcția de primar al Comunei Bogoșani, este profesor de educație fizică titular cu grad didactic definitivat, are locul de muncă la școala gimnazială Poflăci din anul 2014, anterior a funcționat la școala Pictor Nicolae Grigorescu, numărul 1 din titlu. Este foarte tânăr, dar foarte ambițios. Mi-a prezentat un proiect de dezvoltare a localității. Comuna Mogoșani este condusă de foarte mulți ani de un primar din Partidul Național Liberal. Este o comună în care lucrurile au rămas așa cum le știu eu, dinainte de 1990. Localitatea nu are apă, nu are canalizare, nu are sistem de alimentare cu gaze, nu are o primărie care să fie cât de cât curată, nu vorbesc altă. Este una din primăriile care și astăzi are o mizerie de WC-ul, cum rar mi-a fost dat să văd în anii ăștia cât am condus Consiliul Județean. Este o rușine și e prima, cum să zic, prima impresie pe care o poți avea despre cât de gospodar este un primar. Comuna nu are cămin cultural, nu are sală de sport, nu are bază sportivă, deci colegul meu, Mihai Alexandru Cănase, va avea foarte mult de muncă, voi fi alături de el și sunt convins că poate câștiga această primărie. Ture succes! Are moară! Da, din generația mea și mă bucur tare mult că este lângă mine, domnul Gheorghe Voican. Încântat! Are 58 de ani, este jurist cu experiență foarte multă, practică această profesie din 1992, candidează pentru funcția de primar al Comunei Ilei Caragiale. Din anul 2000, nu? Este angajat al Companiei Naționale Romar, filiala Uzina Mecanică Mija Iesa. În această unitate a lucrat mai întâi la serviciu curnizarea, utilizarea energiei electrice, apoi a fost inspector șef de calitate și, repet, după absolvirea Facultății de Drept până astăzi, este consilier juridic. Are și un master realizat la Universitatea Română-Americană pe discipline care țin de dreptul comercial. Este un om pe care profesorul Cărpenaru, care mi-a fost mentor, îl aprecia foarte mult, l-a avut student și îi reproșa destul de des că n-a făcut ceea ce am făcut eu, respectiv să urmeze și doctoratul pe specializarea drept comercial. A fost pentru mine o bucurie mare să-l descoper. Uitasem că locuiește în Ile Caragiale, din discuțiile pe care le-am purtat cu, într-o curte, într-o seară, cu mai mulți cetățeni, toți mi-au spus că este omul de care Ile Caragiale are nevoie. Cred că și Ile Caragiale are nevoie de schimbare majoră și acolo sunt lucruri de făcut. Drumurile, trei sferturi sunt neasfaltate, extinderea rețelelor de apă este necesară, extinderea rețelei de canalizare, alimentare cu gaze și așa mai departe. Le știe foarte bine și iubesc succes. Mulțumesc. Două cuvinte. Și locuitori au nevoie de mine și eu de locuitori. Mulțumesc. Am văzut și eu un candidat cu panou. Un candidat la care țin foarte mult și mulțumesc că s-a alăturat echipei noastre. Am dus o muncă de lămurire dificilă, dar și-a asumat o candidatură într-o localitate care are anumite particularități. Domnul Virgil Tudor. Este candidat la primăria Comunei Cojasca. Domnul Virgil Tudor este absolvent al Liceului Militar Dimitrie Cantemir, al Școlii Militare de Ofițeri Activ de Artilerie Ion Bode de la Sibiu, al Facultății de Management din cadrul Academiei de Studii Economice, a parcurs toate treptele unei cariere militare deosebite, a fost comandant de pluton, de baterie, apoi, sigur, a ocupat alte funcții în cadrul biroului de pregătire pentru luptă din Ministerul Apărării Naționale și a încheiat cariera ca comandant de divizie de artilerie. Da? Divizion de artilerie.
În contextul restructurărilor din Armata României, la un moment dat a trecut în rezervă, este directorul executiv al unei societăți comerciale. Are o familie frumoasă, mi-a trebuit așa vreo lună de zile să-l convinc să își asume o candidatură. Comuna Cojeasca este dificilă din perspectiva și a componenței etnice, da? Iazul, Fântânele sunt sate cu populație majoritar de etnie romă. Satul Cojeasca e cu populație majoritar de români. Foarte importantă este și diversitatea, să spunem, religioasă. Da? Sunt acolo și biserici baptiste, penticostale, biserică ortodoxă și așa mai departe. Domnul Tudor Virgil vine cu dorința de a face lucruri importante pentru o localitate în care e nevoie și de extinderea rețelor de apă și a rețelor de canalizare și infrastructură de gaze. Este nevoie în continuare să dezvoltăm infrastructura rutieră, dar foarte important cred că este faptul că trebuie să sprijinim comunitățile din Iazul și Fântânele, chiar sunt comunități numeroase cu copii care unii dintre ei au abandonat școala, un liceu care a fost înființat acolo, dar cu rezultate foarte slabe și care are nevoie de sprijin și așa mai departe. Îi urez succes și sunt sigur că va fi foarte, foarte bine. Vreți să faceți militarie cu ea? Jos. Vreau îi mulțumesc că a venit alături de mine. Daniel Iubu este absolvent al Liceului Economic Ion Zica din Târgoviște, al Facultății de Inginerie Electrică din Universitatea Valahia din Târgoviște. A lucrat o perioadă la Soceram ca inginer, iar apoi, ca să spun așa, și-a luat viața în proprii de mâini. Este administratorul unei societăți comerciale care are puncte de lucru și în Târgoviște și în Râul Alb. Foarte important pentru el, mi-a spus că este un familist foarte convins, are 5 copii, ultimul născut acum 3-4 zile. Da? Mi-a spus domnul Tuțuianu, vă rog să fiți de acord să semnez adeziunea și să-mi asum candidatura după ce soția mea va aduce pe lumele cel de-al 5-lea copil. Are 4 băieți, mi-a spus că o fată e suficientă, cu cei 4 băieți și-a propus să treacă prin viață. Îi mulțumesc mult, este o localitate, de asemenea, cu probleme complicate, o localitate mică, foarte îmbătrânită. Sunt convins că Daniel știe ce are de făcut și voi fi alături de el. Nu îmi botezați că aveți mână bună la fiind primar. Pentru că am discutat cu mai mulți și, în general, au evitat să-și asume o candidatură. Dragoș Amuza este candidatul nostru la funcția de primar al Comunei Comișani. Este absolvent al Liceului Industrial numărul 1 din Târgoviște, cu specializarea de cătuși mecanic. A făcut și o școală profesională de conducător auto, cursuri de instalator de apă, gaze naturale și stivuitorist. Lucrează în cadrul unei societăți comerciale private, iar o lungă perioadă de timp a lucrat în cadrul SECE Alimentarea din Târgoviște. Mi-a spus domnul Tuțuianu, știu că e dificilă competiția de la Comișani, dar vă promit că voi face împreună cu colegii mei o echipă frumoasă care se va bate pentru ca să scoatem un rezultat foarte bun și în același timp să aducem aminte locuitorilor de acolo că lucrurile care s-au făcut cu sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc mult. Am și o întrebare, domnule.